Hello și bine vă găsesc la un alt episod. De data asta m-am gândit foarte bine și vreau să lucrăm portbagajul. M-am gândit foarte bine și aș vrea un mini sistem audio, dacă tot e mică și mașina, pentru că asta, sincer, m-a cam plictisit. Iar un portbagaj atât de mic, normal că un subwoofer mic pe măsură, de 100 de W RMS, plus sculele mele ce port după mine, extintor și trusă, da? Și placajul de deasupra. Ei bine, dacă vreau să construiesc ceva audio, rămânem la nivelul ăsta de subwoofer, pentru că mai mare deja ar fi prea lat și nu ar mai încăpea, ar ocupa prea mult spațiu și va trebui să lucrăm la această placă, pentru că vedeți ce strâmb stă, da? E un placaj ce se îndoaie și atunci am va trebui ceva tare, cum e palul, spre exemplu. Vom construi din pal și vedem pe măsură cum reușim să-l aducem la o formă frumoasă, cel puțin și acestea le-aș tapeta cu mochetă, da? Să fie tot așa neagră și să vedem roată, pentru că aici e metal, da? Dacă putem să venim cu mochetă și vom face un portbagaj destul de frumos pentru audio. Așa că hai să scoatem elementele și vedem pe parcurs cum evoluăm. Jos avem camera de marșarier, ca și fire, și această parte, sincer, care asta o vom scoate. Ei bine, nu vrea să vină ușor jos, dar vedeți și voi deja forma ei prea s-a lăsat, așa că iar aici am observat și eu că nu am niciun sistem de prindere de tip șurub care să țină acolo roata fixă și vom apela la niște bureți exteriori să țină roata în loc. Mi-am făcut pregătirile, am aspirat tot să fie cât de cât curat și orice bază audio, toate sunt pregătite pe aici, începe cu un izolator, da? Cu partea de izolare. Mi-am făcut și eu cercetarea pe YouTube, ce și cum se întâmplă. Am optat pentru acest tip, da? Sunt mai multe plăci și vom începe prin izolare bituminoasă, pentru că sună, da? Intră în rezonanță și vom pune în anumite părți bucăți din aceasta pentru a nu rezona și pentru a încerca să păstrăm mai târziu și cu burete sunetul în interior. Așa că hai să vedem cum vom tăia și vom lipi plăcile în anumite zone. Nu trebuie toată umplută. Aici avem 40 de piese, cred că, și sunt aproape 15 kg. Deci dacă le vom pune toate în toată mașina, efectiv punem 15 kg pe ea. Ok, pentru fund le-am pus organizat cam așa și cred că ar fi suficient și acum ar trebui să le rulăm. Aceasta este doar o rolă improvizată de-a mea. Și ci că trebuie să se netezească acest aluminiu, da? Ca să prindă cât mai bine. Și treaba asta trebuie făcută. Pentru a rula aveam nevoie de două mâini, așa că ăsta e deocamdată finalul. Am înțeles că sunt suficient în câteva puncte, astfel încât îi schimbă sunetul. El va suna mai mat acum. Am desfăcut și sus la ușa de la portbagaj de la Hyon. Am pus acolo, acolo și pe dedesubt aici, astfel încât și aici să sune mai amortizat. Și am pus și lateral acest burete pentru mine, da, trei bucăți acolo, una lungă roată. Și din punctul meu de vedere,
nu mișcă absolut nimic în front, acesta mai trebuie să-l prind, după care urmează acoperitoarea. Ei bine, pentru acesta voi avea nevoie de o placă de pal și îi vom face croiul roată, ceea ce am și făcut. Am decupat, am tras mai multe probe până să îmi iasă, da? Efectiv și locurile în care intră. Așa că, precum aceasta se îndoaie, pentru a putea fi pusă, a trebuit și aceasta să o fac să se îndoaie, da? Și vă arăt potrivirea în mașină. Și am curățat-o cât de bine am putut. Va veni mochetă pe ea. Iar de băgat nu este lucru ușor și trebuie să trag și cablurile. Ea va intra cu scaunele trase, așa. Da, după care urmează trase cablurile și lăsată jos. Și acum urmează această bucată, care da, așa arată cablurile. Vin prin lateral, am lăsat suficient loc pe acolo. Aici este un pic la fix, dar e ok. Mai am tras cât de bine am putut conturul. Iar această bucată, din păcate, nu pot să o pun deocamdată încă așa, ci ea trebuie băgată. Cam așa. Inițial, locul subwooferului era în partea stângă. Pentru simetrie și a fi ceva frumos, m-am gândit să trag subwooferul pe mijloc, da? Și de o parte și de alta. Aici am vreo 30-35 de centimetri, să construiesc două cutii de sus până jos și două boxe și un amplificator pe undeva. Acum, sigur că și la cabluri am făcut reorganizare, am tras alimentarea pe aici pentru a nu strangula. Da? Am avut acolo gaură, plus restul sunt mult mai bine.